Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se petrece pe acest canal de YouTube este și va rămâne total, total gratuit. Um, scurt pe 2, pe repede înainte. Ați văzut deja din titlu despre ceea ce urmează să vorbim, să vorbesc, da? Înainte de SOTD, înainte de parfumul zilei mele de astăzi. Cum să vă spun eu? Se produce o mică apocalipsă între ghilimele, dacă doriți, în legătură cu o mică apocalipsă mai degrabă pentru creatorii de conținut ce vorbesc despre parfumurile Middle Nu o să intru foarte mult în detalii, o să caut să-mi aleg cuvintele cu foarte mare atenție. Mai precis, mai concret, nu știu câți dintre dumneavoastră îl urmăriți, de exemplu, pe Nib, da? canalul Aromatics. Lui Nib, știți că el este la fel împătimit, da? dacă îl urmăriți, parfumerie de designer, parfumerie de nișă, dar extrem, extrem de multă parfumerie middle Eastern. Lui Nib se pare că i-a fost suspendat canalul de TikTok. Datorită faptului că apărea în acele videoclipuri și spunea, parfumul X se inspiră din parfumul Y. Da? Este o chestie ce se întâmplă. Mai precis, eu am pățit-o prima dată undeva în luna decembrie anul trecut, în sensul că pe contul meu de Instagram mi-am postat SOTD-ul zilei respective și am scris acolo că este inspirat din într-un anume parfum de designer, da? Mi-a fost uh, ștearsă postarea, am încercat să repostez același lucru și dacă mă urmăriți pe contul meu de Instagram, um, veți putea vedea, dacă nu mă, dacă nu mă urmăriți, o să vă las link în bara de descrieri, veți putea vedea faptul că eu pun niște puncte, da? Adică nu scriu numele, citeți dacă vreți, da? Ei bine, treaba asta a luat amploare, se pare, și a ajuns pe această platformă pe care voi mă urmăriți acum, da? Ceea ce voi uh, face eu. Uh, treaba este în felul următor, da? Anumite parfumuri, de exemplu cele de, la, de pe site-ul celor de la Dubai Collection, da? Dacă intrați acolo pe site, aveți. Uh, vă scrie undeva, da, o să vă inserez o imagine pe undeva pe aici, vă scrie sursa de inspirație, dacă vreți, a parfumului respectiv, da? Pe site-ul celor de la Parfumas, din nou, disclaimer, menționez aceste două site-uri, deoarece sunt site-urile de pe care eu cumpăr cel mai mult, da? La fel pe site-ul celor de la Parfumas. Dacă intrați în recenzii, da, veți găsi păreri diferite sau opinii sau așa mai departe, din ce s-ar inspira parfumul respectiv. Așadar, începând cu acest videoclip, eu nu voi mai insera nici poze pentru inspirațiile da, parfumurilor respective, însă voi căuta. Pe cât de mult posibil să pronunț și acele nume, da? Parfumerie de designer, parfumerie de nișă. Bun. Um, mai este și un uh, foarte mare pentru mine, de fapt, sincer, să fiu cel mai mare creator de conținut din această zonă, din România, da? Uh, Nu-i dau numele acum, am discutat cu el în privat, dacă dorește el să spună treaba asta într-un videoclip este alegerea lui. Nu am cerut acordul pentru a-l implica, între ghilimele, în această discuție. Însă lui, de exemplu, i-a fost șters din senin un videoclip de pe YouTube, da? probabil tot din uh, această nouă reglementare, dacă doriți. Da? Deci, scurt pe doi, părerea mea proprie și personală, cu toate că nu mi-o cere nimeni, da? Uh, parfumeria de designer și parfumeria de nișă, da? Și spun parfumerie la... Da, nu dau nume, pentru că logic nici eu nu am de unde să știu casa X a făcut asta sau casa Y a făcut asta, da? Se pare că parfumeria de designer și parfumeria de nișă pierde teren, dacă vreți, între ghilimele din nou, și recurge la niște chestii nu tocmai ortodoxe, ce ne afectează pe noi, eu sunt mică, dar hai să mă inclu și eu, în oală, pe noi, creatorii de conținut. Da? Nu au nicio treabă cu site-urile care comercializează parfumuri și scriu acolo. Este inspirat din Y parfum. Da? Chestia asta este strict pentru noi, pentru creatorii de conținut. Și de asta am zis să vă menționez de la bun început faptul că. Voi încerca să vă dau uh, hinturi între ghilimele, să vă dau indicii, doar că începând de astăzi nu voi mai spune ce și cum, da? Nu vă voi uh, insera poze din uh, parfumurile originale, da? Și așa mai departe. Bun. Și da, ca să știți de asta, am uh, starea asta nu tocmai ok, dar nu prea sunt eu una pe mele pentru că eu sunt mai altfel, mie îmi place, nu știu, pe sistemul ce în gușă și în căpușă, da? Vrei să uh, jucăm, vrei să ne duelăm, da? Și vorbesc aici despre casele de. Um, despre parfumerii, da? Hai să o facem cinstit. Nu, așa. Bun. Introducere de șapte minute, că de ce nu? Parfumul zilei mele de astăzi vineri, voi ca de obicei veți vedea videoclipul tot astăzi undeva pe seară, vine de la Peris Corner gama Autobiography și se numește Salty Breeze. Și da, dar există un dar aici. Parfumurile acestea vin în cantitate de 65 de mililitri, da? Deci pentru faptul că eu am băut jumătate din conținut, Cred că am o scuză, da? Plus că plus că uh, am mai întins mâna către el inclusiv soțul meu. Deoarece este un parfum unisex um, și este parfumul perfect în opinia mea pentru vară, da? Merge merge din nou între ghilimele că nu are picioare. Uh, merge Depurtat ca parfum de sine stătător, dar și în foarte, foarte multe variante de layering cu parfumul acesta, pur și simplu, ești la mare, ești pe o plajă pustie. O să vă inserez pe undeva pe aici videoclipul în care am recenzat întreaga gamă autobiografii și da, ai briza aceea ușor sărată, ai și, cum să spun eu... Aerul acela marin, oceanic, dacă vreți, da? Ai și un subton curat pe undeva pe acolo și ceva atingeri lemnoase, nu știu, pur și simplu țipă din toți plămânii avară. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și parfumurile despre care vă voi vorbi astăzi, da? recenzia finală, la unul, deja uh, sunt la a doua sticlă. Bine, încă nu am început-o, dar am zis: uh, știți, disperarea mea. Uh, vin extraterestrii, vine apocalipsa, se întâmplă ceva, să mai am o sticlă. <laughs> Bun, dar până la acela, haideți să începem cu Rare Tiffany, de la Afnan, bineînțeles. Mă știți dacă mă urmăriți de ceva timp că pur și simplu iubesc casa. Afnan, da? Cum te-am așezat eu? Invers, ca de obicei Bun, hai să-l aranjăm, gata Aceasta este prezentarea în care vine uh, superbitatea aceasta de parfum da. Aceasta este sticluța Butoiașul acela de revolver da? Foarte, foarte bine ales Aici aveți ceva gen uh, marmură dar de ce spun eu că această sticluță este foarte, foarte bine aleasă și nu știu, tind să cred că nu a fost ceva întâmplător? Parfumul acesta chiar este o armă între ghilimele, da? Haideți să vă spun întâi notele despre el, <coughs> notele despre el, notele sale. În vârf avem trandafir, iasomie și langilang, -lang. în mijloc lemn de santal, vanilie și mosc, iar în bază caramel, ghimbir și piper roz. Este un parfum ce l-am de anul trecut, foarte fain atomizor. Bine, în general, da. Atomizoarele ca Afnan sunt uh, top, da, top. Parfumul acesta îl am de undeva din luna noiembrie sau decembrie anul trecut, da? Și credeți-mă că este extrem de mult abuzat în condițiile în care el este o bestie. Dar, până ajungem la capitolul performanțe, este genul acela de aromă, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, narcotică în sensul că pur și simplu creează dependență, da? E genul de parfum ce uh, te captivează, da? Și te ține pur și simplu acolo strâns, da, în vraja sa, ca să fiu puțin poetică, și uh, îți creează dependență, da, vrei să-l simți în permanență. Este un uh, parfum marketat ca fiind feminin, în opinia mea și pentru gusturile și percepțiile mele este într-adevăr 1000% feminin. Da? Și cum miroase el? Ei bine, este genul acela de parfum floral. Da. Acum din nou, mă repet, dacă mă urmăriți de ceva timp știți că eu nu sunt, sunt doar câteva parfumuri, da, foarte puține din această categorie. Eu nu sunt uh, genul de uh, persoană, de doamnă iubitoare de parfumuri florale, da? Și în special mă împac foarte, foarte greu cu floralele albe. Și ce să vedeți? Rar Tiffany este prin excelență acel floral... Alb-galben, aș spune eu. De ce spun asta? Din întregul blending, care este foarte, foarte bine pus la punct, da? Este foarte minuțios și atent lucrat. Însă, din întregul amalgam de note, eu cel mai bine resimt nota de ilang-ilang, da? Este genul acela, mi-am pus și puțin ruș pe mână, că de ce nu? Este genul acela de ilang-ilang uh, cremos, dacă vreți, da? V-am spus că este un parfum floral, dar uh, nu este floralul acela banal, nu este uh, floralul acela, nu știu, nu aș spune nici că are sintetic, da? Cu toate că nu pot să spun, vai de mine ce este un parfum 100% natural și așa mai departe. Însă, din nou, ajung la uh, blending și la atenția cu care a fost lucrat, conceput, cum vreți dumneavoastră, acest parfum. Miroase incredibil de scump, da? În plus de asta, din tot ceea ce am eu și din tot ceea ce am testat, e drept acum, ne fiind iubitoare de parfumuri florale. Nu am testat chiar foarte multe, însă din ceea ce am testat și din ceea ce am eu până în momentul de față, rar Tiffany nu-l pot asocia cu absolut niciun alt parfum. Da? E genul acela de parfum ce poate intra cu ușurință în secțiunea, categoria parfumuri semnătură. Este un parfum extrem de elegant. Nu știu, este pur și simplu eleganță într-o sticluță. Acum, chiar dacă aveți în note vanilie, mosc, caramel, ghimbir, nimic nu este copleșitor. În opinia mea, Rar Tiffany este acel purtat, este acel purtat, este acel parfum ce poate fi purtat în orice anotimp. Da? De aceea îmi permit Bine, pentru gusturile mele și pentru ceea ce prefer eu într-un parfum, l-aș include cu succes în categoria parfumuri de tip semnătură. Pentru că, exact cum v-am spus, poate fi purtat ori, în orice sezon. Da? E drept. Pe o zi caniculară de 40 de grade, ziua na mare, cu siguranță nu aș întinde mâna către el. Însă, pentru serile de vară, pentru un eveniment, da? Din nou, vă spun, nu-ți botezuri cu metri și așa mai departe, sau uh, genul acela de evenimente, cum să spun? Ați văzut, da? E o chestie outdoor, outdoor. E o chestie afară, da? Bă, în aer liber, și apoi toată lumea merge la restaurant și așa mai departe. La restaurant, automat ai aer condiționat, da? Uh, nu vei sufoca pe nimeni cu acest parfum, din contră este magnet de complimente. Cel puțin e una personal, experiența aceasta o am cu el. Da? Întotdeauna când l-am purtat, am primit complimente atât de la doamne cât și de la domni. Și foarte, foarte multe doamne m-au întrebat cu ce parfum te-ai dat. Da? Bineînțeles, fie vorba între noi, că atunci când le-am spus că este un afnan, s-a uitat un pic și Cum adică un parfum arăbesc miroase așa? Da, fix așa miroase. De ce spun asta din nou? Chiar dacă vine de la casa Afnan, o casă cu tradiție, cum îmi place mie să spun. Bine, îmi place mie să spun, așa este casa, da, este o casă mega arhi cunoscută cu tradiție și așa mai departe. Ei bine, nu are nici cel mai mic iz arabesc, da? Nu are iz oriental, nu nimic sub nicio formă. Nu există așa ceva aici. V-am spus, este genul de aromă captivantă, dar um, da, mi se mai scurt circuitează creierul că de ce nu e vară și de ce nu sunt supărată cu apocalipsa. Bun, în bază avem caramel, ghimbir și piper roz. Ei bine, pe pielea mea și îl am, v-am spus, sunt aproape șase luni, da, jumătate de ani de când îl am. Este mega așezat, nu mai are ce să se așeze la el, da? Însă, pe pielea mea, treaba aceasta, caramel, ghimbir și piper roz, acest trio din bază, din nou, este nu domolit pentru că nu este ceva șters, da? Este acolo, însă, tind să cred că este cum să spun eu, este echilibrat de moscul din acest parfum. Moscul din acest parfum se resimte clar, da? Deci dacă nu sunteți în zona parfumurilor florale, alb, galbene, eu mi-o țin pe a mea, dar preponderent, nu, alb-galben, rămân la alb-galben deoarece langhi-langul este acolo în permanență. Dacă nu sunteți în zona parfumurilor florale, alb-galbene și dacă nu sunteți în zona moscului, nu consider în opinia mea că este un safe blind buy Însă, dacă sunteți genul acela de doamne și domnișoare, nu știu nu este, totuși, genul acela de aromă ce l-aș vedea, nu este genul de parfum ce l-aș vedea purtat de o tânără de 20 de ani, da? Are acel ceva, are o eleganță aparte, are o clasă aparte, da? Nu știu cum să spun, este o aromă foarte, foarte stilată. Dar eu, chiar dacă spun că nu l-aș vedea purtat de o tânără de 20 de ani nu mergeți atât de departe cu gândul încât să gândiți că vai de mine rar Tiffany este acel parfum de tipul old lady și așa mai departe, da? Nu, categoric nu. Însă este acel parfum pentru o femeie sigură pe sine, dacă doriți, da? În continuare, nu prea îi pot pune limita maximă de vârstă, da? pentru că nu aș vedea o limită maximă de vârstă pentru acest parfum. Limita minimă ar fi undeva la 25 de ani, dacă doriți, cu condiția ca respectiva uh, doamnă sau domnișoară să fie, da, mă repet, în zona parfumurilor florale. Da? E genul de aromă, exact cum v-am spus, memorabilă, captivantă, magnet de complimente, elegantă, stilată, dar totuși este și fiind de tot polarizantă. De ce spun asta? Pur și simplu este acea explozie florală, da? Chiar dacă ei, de exemplu, în notele de vârf încep cu trandafir. Ei bine, eu nu îl pot percepe, da? Tot ceea ce resimt eu din acest parfum este acel buchet imens, da? de flori albe cu mai multe fire de ilang ilang. Rămăsesem la moscul de aici. Moscul de aici nu este nici acela animalic, nici acela cu uh, subton de săpun, dacă doriți acela cu is săpunos, dar cu toate acestea nu este nici moscul acela uh, dulceag, pufos, da, norișorul meu de mosc pufos și dulce. Moscul de aici este unul alb, dar pudrat, fiind de tot pudrat îl percep eu, da? Um, și chiar dacă spun mosc alb, din nou, nu are nici cel mai mic iz de săpun. Nu, categoric nu. Um, vă spuneam eu de trioul din bază, da? Caramel, ghimbir și piper roz. Ei bine, moscul acesta alb, curat, pudrat, um, cred că pur și simplu echilibrează toată treaba, da? Pentru că în dry down-ul final, rar Tiffany nu este acea bombă uh, dulce-picantă, dacă vreți, da? Nu, categoric nu, sub nicio formă. Este un parfum extrem de classy, de stilat, parfumul acela de doamnă, da? Dacă sunteți în zona parfumurilor florale, parfumurilor albe, alb floral, da, nu alb, Safe Blind Buy. Ca performanțe. Ei bine, ei spun că uh, acest parfum este în concentrație EDP, da, apă de parfum. Nu știu, da chiar dacă l-aveți, chiar sunt curioasă cum se uh, Prezintă, da, pe dumneavoastră, însă pe mine acest rar Tiffany este pur și simplu la o, nivelul de extract de parfum, dacă vreți, în sensul că îl pot resimți și după duș, pe piele. Da? Dar, din nou, ajungem la eterna problemă, da? Uh, performanțele unui parfum depind de foarte mulți factori, da? Cât de bine este hidratată pielea, cât de bine este hidratat corpul, temperatura, umiditatea de afară și așa mai departe, da? Sunt foarte, foarte mulți factori. Însă pe mine una acest parfum se resimte și după duș, iar dacă îl dau pe haine din fibre naturale, cum ar fi bumbac, in, da? Sincer, dar foarte, foarte sincer, se simte și după ce le spăl. Da? Este excepțional. Excepțional. Bun, următorul parfum este unul. Nu știu, are foarte multe ode la mine pe canal, este unul din parfumurile ce înseamnă rojin, unul din uh, parfum, nu parfum semnătură, am mai avut eu discuția asta cu voi într-un alt videoclip. Este unul din parfumurile de care eu sunt foarte foarte atașată, dacă vreți, da? și ce putea fi în afară de rar passion. Pur și simplu îl iubesc. Aveți aici videoclipul cu unboxingul și primele impresii și eu acum da, am luat sticla începută pentru că mi se pare că v-am mai spus, m-am mai dat mare într-un alt videoclip. Am și backup, da? Să nu vină apocalipsa. Bun, Doamna Eni, vă pup să rumâna, știu că și dumneavoastră sunteți tot cu două sticle de rar passion, deci aș putea spune că am preluat exemplu dumneavoastră. Bun, uh, notele sale. În vârf avem portocală, mosc și trandafir, în mijloc ambră, notele lemnoase și vanilie, iar în bază trandafir, mosc și floare de portocal. Un parfum în care în care un parfum care a fost inclus, v-am mai spus eu, în foarte multe videoclipuri. Și Doamne Dumnezeule! Bun! rar Passion, nu știu, uh, e o chestie dubioșică între ghilimele dacă doriți faptul că pe cât de mult uh, îl ador deci pur și simplu sunt obsedată de el, da? Sunt obsedată de el. Atât ca parfum de sine stătător, cât și în variante de layering. Însă, chiar dacă această treabă este valabilă pentru ambele parfumuri, nici nu v-am spus, l-am pufăit și deja m-am extaziat. Vine în aceeași sticluță, precum a frățiorului său, albastru, turcoaz, nu albastru, Ana daltonista. Aceea de uh, butoi de revolver, da? Și da, este și el o armă. Um, este genul acela de parfum ce eu, uh, din nou, l-aș putea purta absolut oricând, da? În orice anotimp. Este genul acela de parfum ce poate intra foarte lejer, foarte sigur în top parfumuri, semnătură, dar. Cum miroase el? <laughs> Cu toate că, din nou, vă spun, am tot vorbit despre el. În deschidere, ai uh, portocală dulce, da? Dulce. Nu vă gândiți la citricul acela stringent, nu. Este citric, însă este citric dulce, dacă are sens, da? Portocală dulce și trandafir aerat. Da? Treptat, pe măsură ce se dezvoltă, apare și o, o vanilie ambrată fiind de tot lemnoasă, însă, în continuare, toată treaba aceasta, chiar dacă ei în mijloc listează vanilie ambră și note lemnoase, tot parfumul este, hai să nu zic, fluffy, este pufos, este aerat, da? Dar foarte prezent. Da? chiar dacă eu vin și vă spun că este genul de parfum pufos și aerat, asta nu înseamnă că e genul acela de parfum trecător sau diafan sau apă de ploaie mai pe românește. Nu, categoric nu. Din nou, este genul de parfum ce rupe capete, da, nu le întoarce, le rupe exact ca frățiorul său, tocmai de aceea vă spuneam că sticlele nu cred că au fost ales întâmplător, da? În formă de butoiaș de revolver um, Atrage complimente uh, La fel, din partea ambelor, sexe Este, din nou, la fel ca Rar Tiffany Este uh, un parfum marketat ca fiind feminin Iar ca aromă, categoric, din nou, 1000% feminin Aș putea spune, de fapt v-am mai spus în alte videoclipuri regăsesc ceva din parfumul, din adn unui parfum de nișă, însă varianta Afnan, dacă vreți, este next level, da? Este acea aromă de nișă ajunsă nu neapărat la maturitate, cu toate că maturitatea ar fi termenul cel mai indicat. Uh, însă mă feresc să-l folosesc din nou să nu cădeți în extrema cealaltă Să aveți senzația că este acel parfum de bătrână sau vintage sau old school sau așa mai departe da? Nu știu de ce, chiar dacă eu vin și vă spun că Și îl țineam invers, cred că îl țineam invers Um, chiar dacă eu vin și vă spun faptul că Rar Passion este un parfum all season Ori datorită faptului că uh, această sticlă, prima sticlă a fost achiziționată undeva anul trecut, tot cam așa, vara da? Și atunci l-am purtat, am abuzat de el, bine e drept și toamna și iarna Dar ceea ce vreau eu să scot în evidență este faptul că eu personal da, gusturile mele și părerea mea. Uh, rar Passion am senzația că are o strălucire aparte în anotimpul cald, da? Chiar dacă notele, uh, nu vi le mai uh, recitesc, da? Chiar dacă uh, în baza notelor poate vi s-ar părea mult prea mult, aici aveți un mosc, da? Chiar dacă notele sunt... Uh, nu sunt neapărat ceva ce te-ar duce cu gândul către un parfum de vară. Da? Cu toate acestea, moscul de aici este moscul acela preferat de mine. Da? Norișor, pufos, dulceag. Ei bine, moscul de aici ajută toată compoziția, cel puțin în opinia mea și la felul în care îl pot descoase eu, da? Moscul de aici ajută ca întreaga compoziție, ca întregul blending să fie aerat și pufos. Din nou, pufos între ghilimele. Pur și simplu îți lasă senzația aceea de bezele cu aromă de portocală dulce. Da? Nu știu. Cel puțin în ultimul timp de când îl tot îl port, cam imaginea aceasta îmi vine în minte. Din nou, dacă v-am mai spus, mă repet. Poate fi parfum-semnătură, poate fi purtat absolut oriunde și oricând, este magnet de complimente, este genul acela de parfum care îți anunță venirea sau prezența. Da, și acum mi-am dat seama când am ajuns la capitolul perform Performanțe: Faptul că nici pentru Rar Tiffany v-am spus decât longevitatea. Oricum, ceea ce vă spun acum, ca să concluzionez că deja, da? Ambele parfumuri pe pielea mea se resimt și după duș. Ambele parfumuri, dacă le aplicați pe haine din fibre naturale, se resimt și după spălare, iar siajul ambelor parfumuri se resimte, se percepe de cei din jur undeva în jur de 3 ore da? au un siaj fenomenal, în opinia mea. Adică, nu știu, pentru prețul plătit, 150-158 de lei, dacă nu mă înșel, oricum veți avea linkurile în bara de descrieri de pe site-ul de la care eu le-am comandat, da? Mint, le-am comandat, acesta a fost primit de la o doamnă ce mă urmărește, să rămână. Îmi cer scuze, dar uh, cu dumneavoastră vorbesc mult mai mult în privat și mă știți că atunci când sunt un pic supărată sau necăjită între ghilimele, mă? Da, pierd <gură> cuvinte și idei. Bun, acesta a fost primit, însă știu de unde a fost cumpărat și uh, Rar Peșen, atât prima sticlă, cât și a doua au fost cumpărate de pe același site, da, grob. Bun, veți avea linkuri pentru ele în bara de descriere. Revenind către dry-down-ul final al lui Rar Passion, în deschidere este citric dulceag, însă dry-down-ul final îmi lasă senzația unei vanilii ambrate. Însă, când spun vanilie ambrată, încercați să rămâneți pe aceeași linie fost aerat și așa mai departe, da? Nu este ceva mult prea mult pentru vară. Și din nou, dacă mi-ați urmărit ultimul videoclip top parfumuri cu cireșe, acolo vorbeam despre un alt parfum al casei Afnan și anume Modest Dew și vă spuneam faptul că începând cu anul trecut, um, Simt că se dezvoltă altfel, și îmi place felul în care se dezvoltă pe mine pe timpul verii. Da? Chiar dacă este un parfum care marea majoritate a doamnelor și domnișoarelor îl cataloguează ca fiind acel parfum de vreme rece. Ei bine, și rar peșen, deoarece, v-am spus, această sticlă a fost comandată anul trecut în vară. Da? Deci, asta la mine vara, toamna, iarna, primăvara și acum a doua vară. Uh, rar peșen, din nou, se dezvoltă ușor diferit, da? Vara pot resimți mult mai mult uh, uh, dulceața aceea citrică, moscul acela pufos și dulceag, da? Iar pe uh, vremea mai rece, toamna, toamna și iarna, resimt mult mai mult un trandafir vanilat. Dar, din nou, pufos și dulceag. Da? Dacă are sens, Trandafirul oricum e dulce, vanilia, oricum e dulce, Ana. Ok? Asta vreau să spun. Se dezvoltă diferit. Genul acela de parfum cameleonic, dacă doriți, da? Dar, din nou, ambele sunt uh, parfumuri de neratat între ghilimele, um, sunt parfumuri exact cum v-am spus și v-am terorizat, magnet de complimente. Sunt parfumuri demne de a fi luat în calcul pentru acele parfumuri semnătură și știu că m-a mai întrebat cineva la un moment dat. Nu le percep a fi uh, flencăre. Da? Deci rar Tiffany a fost primul lansat, rar Passion s-a lansat anul trecut, da? 2023. Ei bine, Uh, felul în care miroase rar Passion nu pot spune, cel puțin în opinia mea, și tare sunt curioasă dacă aveți ambele parfumuri, cum le percepeți dumneavoastră. Lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii dacă, um, dacă aveți aceste două parfumuri, dacă îl percepeți ca, pe, ca, ca a fi un flanker, da? De Rare Passion, vorbesc pentru Rare Tiffany. E una personal, mie una personal nu-mi lasă această senzație, da? Nu. Cum să spun eu? Rare Peșe nu-l percep a fi acel parfum care uh, s-a luat ADN-ul, s-a luat scheletele lui Rare Tiffany și s-a mai adăugat câte ceva pe aici, pe acolo. Nu, categoric nu. Sunt două parfumuri total, total diferite. Singurul lucru ce le leagă, dacă vreți, sunt performanțele Faptul că miros incredibil de bine pentru prețul plăcut Pentru prețul plătit Doamne Dumnezeule! Da, învățătură de minte, data viitoare să nu mai filmez când sunt supărată Bun, da, și singurul, singurele lucruri care le-au în comun aceste două parfumuri performanțele, aroma incredibilă și faptul că, nu știu, dacă le aveți decât strict pe acestea două, puteți sta liniștite, da? ca să mă exprim așa. Sunt foarte, foarte ok și foarte versatile. Ce n-am spus, rar Passion, la fel ca Rartifani nu are absolut nimic nimic din zona Middle Eastern, da? Nu aveți nici cel mai mic izarbesc, nu, nu miros a parfumuri orientale. Dacă doriți, sunt din contră ambele, da? Sunt cele mai uh, vestice europene arome. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi. Nu vreau să îl lungesc, deoarece cine știe ce mai mi se gură. Bun. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face-o. Dacă doriți să-mi lăsați un like la acest videoclip, din nou, vă mulțumesc. Dacă nu doriți să-mi spuneți și mie ce parfum purtați în momentul în care veți vedea acest videoclip. Lăsați-mi orice în secțiunea comentarii, un punct, un emoticon, o literă, absolut orice este binevenit. Apropo, roș 25 pentru 10% discount pentru minunea aceasta. Dar oricum, pentru uh, hai să nu le scap, sper, pentru toate trei veți avea link în bara de descrieri inclusiv pentru contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Freak Family. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și până data viitoare să avem zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!